Dacă chiar ați vădă, tot acolo în fundul grădinii la mine, tot am niște stejar, că așa și lotul ăsta când l-am cumpărat, așa și este el, niște stejar. Dar nu-s deși stejar care eu i-am trimis din sub Paris. Sau stejar aici. Aici, dacă îmi vin și porci sălbatici, îmi vin din grădină, văd. Ia că, Ce aveți? așa stejar. Porci sălbatici, Porci sălbatici, mistrieți. iau mistrieți, iau și-o făcut ea. În grădină, vin A, noapte. ești prieteni cu dumneavoastră? Da, dacă și pădurile, pădurile lângă mine și de Vin la papa la... bun și gustos. Da. Și trebuie să fac Da, și eu vreau să acum. vă zic că la noi astăzi a plouat. Și la Și noi. la dumneavoastră, și la noi. Dar vă zic că am vorbit astăzi cu doamna învățătoare că i-am oferit 25 de ghinde și le-a plantat. Inițial a mers la școală, a dat ghinzile copiilor, a făcut fotografii afară. Și domnul Sergiu, vreau să vă mulțumesc pentru că vă zic, m-au mai sunat încă celor care le-am oferit ghinzile. Vă spuneam că am oferit peste 200 de ghinzi la tabăra pionieră, tabăra de odihnă din Moscovei, nu departe de satul nostru. Și 100 de ghinzi am oferit unui părinte cu băiețelul în clasa a doua, care le-au plantat acasă, au mătușii, au lot de pământ și chiar le-au plantat. Și apoi, din acele 700 de ghinzi, am oferit și unui băietan care e popicultor la noi în sat. El le-a plantat chiar pe tehnologie. Primul strat a pus năsip, al doilea rumiguș, și el chiar așteaptă și vă zic, chiar sunt bucuroasă că, deci, și ploița asta e tocmai bună. Dar doamna Mariana, încă de vreo 2 săptămâni în urmă sau când v-am trimis eu dumneavoastră acea fotografie cu ghinda crăpată și deja vă zic că e ceva surprinzător. Dar știți, tot acest ajutor cumva o să-mi iasă pe ochi. Că, deci, am încercat să o ofer și la grădiniță unei doamne educatoare. Și deci o doamnă care îmi duce evidența și pune chiar și un fel de interdicții în acțiunile mele, mai să ne împrăștie ghinzile, m-a gonit de pe spațiul acela al grădiniței. Dacă nu plecam capul jos să-mi afuma o umbrelă, deci mi-a aruncat cât colo umbrela și poliția absolut nimic n-a făcut, vă dați seama, dar am fost intimidată vreo 16 minute. Plus aceasta că și înjurată. Eu deja vreau să confirmați, nu că vreau, dar confirmați dumneavoastră că este o acțiune și nu le-am cerșit și nu m-am... Bun. Cu an în urmă, pe care cu 2 ani în urmă, eu acest proiect am vrut să-l realizez. Cu 2 ani în urmă, eu deja am pus aceste ghinzi, le-am pus în pământ, copăcei au ieșit, copăcei cresc deja acasă, la noi, în Moldova. Dar cu an în urmă, eu am vrut ca acest proiect, în acest proiect, ca să atrag mai mult populație de la noi de acasă. Și am hotărât că, într-adevăr, acest stejar francez este unul din cel mai buni stejari ca material de construcție din lume. Și eu am hotărât că de ce oare să nu crească acest stejar și la noi acasă. El este un stejar roșu, așa se spune. Dar deja specialiștii mi-au spus că da, acesta este un stejar roșu, care crește foarte înalt și drept. Și am hotărât să dau din zilele astea, păi, care vreau de acasă, poftim, care au văzut acest video al meu cum strângeam eu ghinzi de pădure, pot cineva să se va implica. Și într-adevăr, mulțumesc la toți cei care s-au implicat, dumneavoastră și alții, de la Nord, de la Centru, de la Ștefan Vodă, de la Cahul, Căușeni, Hâncești, toți s-au implicat în acest proiect și au pus aceste ghinzi. Chiar într-adevăr, numai dumneavoastră mi-ați transmis că ghinzile au încolțit deja, dar au transmis mai mulți. Au transmis fotografii cum ghinzile, într-adevăr, au încolțit. Asta dă un semnal foarte bine că, într-adevăr, ghinzele o să crească la noi acasă. Și, într-adevăr, nimeni nu cerșeță, sau, în primul rând, aceste ghinzi nu sunt de aur, care eu le-am găsit și, hai luați, hai, care-i primul, hai, care-i primul, nu,
pe care au vrut să implice în acest proiect, au scris. Deci femeia asta e invidioasă, dacă cerea și ea niște ghinzi, îi trimiteai și ei, nu? Îi dau și ei, îi dau și ei, la anul îi dau și ei, îi dau și ei, și de caștan, și de aluni, de tot, îi dau și ei la anul. Zic, băi, las găsați un lot de pământ, îi dau și ei, 100, îi dau de șele, 100 de este, de toate îi dau. Nu sunt probleme, fiecare care îți dorească, eu să mă duc și-am strâng din zona păreziană, să mă duc și-am strâng. Dar eu m-am mutat, nu mai locuiesc în zona, dar o strâng și o să-l dau. Așa că nu a fost un proiect comercial, este a fost un proiect de colegial. Vă zic, dumneavoastră, acolo v-a fost nu ușor să le strângeți pe rulea transportat, eu de la Chișinău nu putem să le iau. Am rugat șeful inspectoratului de poliție ca acolo, pentru că ei aveau drum la Chișinău, zic, haideți, vă rog, puteți luați acea geantă. Vă zic, prima dată Oleg Bregă ne-a transmis, primele care le-ați transmis dumneavoastră. Dar deja a doua era o geantă mare, era imposibil, taban toamna, noi trebuia să le plantăm, n-avem când să ne iată. Iată, mi-am piedicat plus la aceasta și vă zic, am rămas atât de și păgubaș încă. Și, deci, până la urmă i-am oferit acele doamne educatoare care îmi spuneți, le-am plantat doamna Tamara în vazoane, le udăm cu copiii, le îngrijim. Este un gest, vă zic, e până într-atâta ca să fie atât de obraznic și atât de cinic și atât de... Nu se admite. Ia uitați, vă aveți și iederă și eu am iederă. Copaci care se întinde. Da, acesta este copac, da, de iederă, da. Vreau la anul vreau să fac, poate putea și o transmite și... Bine, eu vă lăs pentru că eu sunt invitat aici, am invitați la mine acasă și azi e duminică. Dar vă ținem la curent și o să vă trimitem încă fotografii evoluției acestor ghinde. Bun, vă mulțumesc la toți și vă mulțumesc la toți care toți s-au implicat în acest proiect. E un proiect foarte bun și un proiect care e sute de și poate scăpăm de răutăcioși pentru că nu se admite. Păi de răutate trebuie să scăpăm, de răutăcioși nu putem scăpa, doamnă, că sunt oameni ca noi, mai greșim și noi uneori, nu? Bine, domnule, eu vă stimez. Mulțumesc, sănătate. Seară bună la toți. Sănătate și numai bine. În vazoane te-am pus să o... Vezi, dacă iese până la primăvară și primăvară... Păi da, se poate pus așa, se poate pus și în pământ, eu știu. Și Tamara, nu spândești lumea? Nu pune la să vadă lumea. Du-te, fată, hai de aici, tu vezi că eu... Și fată, hai! Du-te, fată, de aici, tu vezi că eu stau de vorbă. Lasă-i, nu stai de vorbă cu telefonul включit. Du-te, fată, de aici, fată. Și stai aici. Du-te de aici, tu, chem poliția. Vezi bastonul și nu umbla tot drumul. Păi de ce arunci tu umbrela mea? De atâta că trebuie. De ce arunci umbrela mea? De atâta că ieți și nu... Strașnic. De ce? Dar cine ești tu? Dar cine ești tu? Doamna domnica, stai că eu am treabă să vorbesc cu măta. Doamna domnica, du-te la lucru. Vai de mine. Hai, dă-i drumul. Nu umbla că te duc de urmă, că și persecut. Zina. Zina, ieți lucrătorul de aici, Zina. Zina, nu-i ca ăsta. Zina, ieți calculat. Ia uitați-o, oameni buni. El nu poate să-și găsească liniște. Du-te, fac că e sărbătoarea satului. Du-te, fac. Nu mai trebuie cu sărbătoarea satului. Tu știi liniște. Du-te, fac. Nu mă duc nicăieri. Pus, dar citește, du-te. Zina, ieți lucrătorul de aici, Zina. Nu, Zina. Că eu nu sunt la lui Zina. Du-te la lucru, fată, nu mă duc la lucru. Și dar trebuie să te duci la lucru. Dar care-i treaba și caut și eu aici? Și cauți tu aici în fiecare dimineață și mă persecut din urmă. Nu te râde! Păi ești strașnic! Eu pe tine vreau să te întrebi și mă... Tu ai văzut că eu vorbeam cu educatoare. Nu umbla cu minșiunile în fiecare dimineață aici, umbli pe dai. Oi, Doamne ferește, auzi eu atâta timp am. Și Doamne ferește. Tu ești învățat așa să nu lucrezi, să primești bani degeaba, da? Da, după tine, fată, tu viața umblat. Te umblai cum aici, cinci, și vineai la ora 9 cum cinci, da, și mai vorbă. Da, și cochin aveam mâncare și făcea gălăgie. Oi, Doamne, ferește. Hai, du-te de aici, că tu nu ți-ai făcut
treabă tot timpul. Uitați-vă unde ne-a aruncat umbrela. Lasă, uite, uitați-vă la ochii și ochii mă urmă. Pune masca pe unde. Pune-vă. Da, cine ești tu să mă... Eu sunt un simplu cetățean. A, tu ești tu, se vede că ești puține... Da, sunt un simplu cetățean. Cu puține abatere și revoltătoare, da. Umblu ca tine. Vă rog frumos, distribuiți că asta e vedeta raionului care umblă și cerșește în tățatul, umblă pe la porțile oamenilor. Of, Doamne. Îi trebuie brânză, lapte, pe degeaba, fără bani. Dacă vreți o vedeți, ia ca o vedeți. O vedeți. Du-te, fată, liniștește, nu, mă, nu te agita, că trebuie să fii la lucru, ia-te, da, vezi rutiera. Nu știu, controlează de ani de urmă cum ai lucrat. Și de 7 luni pe foaie de boală și mai mult și de foaie ia că pleacă ruta după, uite, vede toată lumea, nu, lumea pleacă. Dar de ce și lasă? Du-te la lucru, tu. Nu vreau să mă duc. Păi tu trebuie să fii astăzi la lucru. Dar și ești tu, dar de unde tu știi că trebuie și eu la lucru? Dar ce te duci cu căldare și faci cu căldare acolo? Să o pun în cap ție. De ce? Că ești prea frumoasă. Hai pune-o în cap, hai pune-o în cap. Să o pun, dacă hai pune-o, hai pune-o, vezi? Da. Tu mai ameninți, dar ce să ne pui? Hai pune ca, dacă tu vrei să te liniștești. Eu mă duc cu căldare, ți-am spus. Ce mă strepa? De ce te duci cu căldarea la lucru? De atâta. Fa. Uite, da, fa, că tu și nici nu meriți, nici fa. Nu cerșătoare, nici fa nu meriți. Nici fa nu meriți. Uite că te... Hai, du-te ca să... Sora ta, du-te ca să iei broboada și iei groasa cu șa de scârbă. Hai. Du-te. Că ești mereș codru, fa, tu ți așa și așa turghi, și așa turghi. Turghi umble prin toate instanțele și deschizi ușile, poate cumva la prostiile tăi. Și ce s-a întâmplat după ce ați înregistrat chestia asta? V-ați plâns iar la poliție și iar nu i-a făcut nimic? Da, iar deci nicio acțiune nu s-a întreprins, cauza e contestată pe rol. Și urmează să mai aibă loc încă o ședință de judecată la care eu să prezint acest video pe care eu l-am surprins 16 minute, prin care ea se vede că mi-arunc umbrela și se îndrăjește la mine cu umbrela. Eu, dacă nu plecam capul jos, mi-a fumat una pisică fărleie și mi-aruncă umbrela la hăt undeva vreo 15 metri, posibil. Deci polițista nici asta nu a măsurat. Polițista nici nu a descris acel video de pe profilul numitei persoane. Sunt două probe video, filmat de dumneata și filmat de ea, da? Da. Uh-huh. Da. Și să vedeți, ea spune că umbrela a căzut jos. Cum putea? La 15 metri poate scade umbrela, dar vedeți, la început ea spune, mână de aici, dă-i drumul de aici. Eu am rămas și uimită, dar speriată. Și mă acuză precum că eu aș fi persecutat-o. Practic, după părerea numitei executare, eu nici n-aș trebui să merg pe acea stradă, să fiu chiar în preajmă, pentru că în toamnă eu de două ori am fost, deci chiar dacă eram în fața unui magazin peste drum, care practic e vis-a-vis cu calea care merge ea spre lucru. Și atunci am fost acuzat că eu o persecut. Mare dragoste aș avea eu, că drept ca și iarna trecută, mi-e drag de dânsa. Și plus la asta, să vedeți că ea pretins bănuie, ce face? Ea chiar din timpul orilor de lucru, chiar atunci, în acea zi de 2 noiembrie, era undeva vreo 30 de minute, ea a părăsit. Deci nici n-a ajuns până la lucru. Practic, directoarea mergea la lucru și eu zic, Zina, ești lucrătorul, ia-ți pala la mine, că nu Zina e stăpână pe dânsa. Deci, sunt deja acțiuni cinice, ele sunt într-o cârdășie, numită spălătoreasă și cu șefa grădiniței, sunt într-o cârdășie care ele au ceva acolo la mijloc și ea nu, pentru că mulți deja îmi scriu în privat, chiar directoare de grădiniță, o să le numesc doar numele, Tatiana Maria, este doamna Alexandra de primar de pe Valea Prutului, cu ea este fost pedagog, acum este aleasă în calitate de primar. Și îmi scriu în privat și toți se uimesc. Cum așa? Ea este la muncă, dar doamnele directoare de grădiniță zice să fie avut eu așa angajat, deci de mult eu așezam pe dânsa
în afara porții grădiniței. Pentru că toate acțiunile este ilegale le face, le comite în timpul orilor de muncă, lăsând mașina automată în funcțiune. Și de data asta era cu găleata, are o scuză că s-a pornit după apă. Ei, bă, da, eu ia așa de formă, că apă este la grădiniță. La robinet. O duce așa de formă, pentru că la mașină automat nu poți să torni apă. Înainte, da, se foloseau găleata. Și mă bănuiesc eu că grădinița n-are căldări. Hai să fim o leac serioși. Apropo, ea și căldarea spune că se ne pun în cap. Pentru că eu mă străduiam de câteva ori, Galina, du-te la lucru, mergi la copii, mergi, n-ai ce alege, mă zic, a pus chiar stăpânirii pe acțiunile mele. Mă acuză de ce eu am mers în satul vecin, la ziua statului, chiar și acolo am oferit niște ghinți cuiva. Vă zic, sunt acțiuni destul de huliganice, destul de defăimătoare. Să vedem ce o să zică instanța, da? Ce riscă, pe ce articol e procesul? După cum mi-a spus, eu am vorbit cu domnul Cernăuțean, a fost la Inspectoratul de Poliție Cahul, nou șef al Inspectoratului de Poliție Cahul, și el a văzut acel video. Apropo, ei știau deja, dar ce cu respectiva doamnă, ea muncește, ea este monitorizată de către cineva, de către director. Ei știau despre acel, a văzut acel video și spune, păi ce sunt acțiuni huliganice? I-am zis că este pe rol cauza. Dar vă spun, îmi este și rușine și obositor. Sănătate la mine nu-i de fier ca eu să pot să... Și atât ne-a epuizat pe noi de la primărie, enorm ne-a epuizat. A depus plângeri la ANI, acum se depun și eu plângeri la ANI, faptul că nu este constatat că am greșit. Păi zic, îi obositor. Și deci cam asta, o să vedem, pentru că următoarea ședință urmează să fie și voi prezenta și acest idee. Dacă domnul Cernăuțean, acum actualul șef al IGP, spuneți, zice, dar dumneavoastră, de ce nu? Chiar întreba comisarul, de ce nu ați întreprins până acum acțiuni respective cu numita persoană? De ce nu se întreprind măsuri pentru faptul că ea părăsește locul de lucru? E evident. Nu, dar acolo cred că pedeapsa e disciplinară, șefa grădiniții trebuie să o facă, nu poliția. Păi zic, el se uimea, păi vă zic, ele sunt într-o cârdășie și de ce așa și merge? Apropo, zic, doamna primar, care deja ea spune, zici, dar consilieri, dumneavoastră, sunt cei care vedeți, cunoașteți, care sunt necesitățile pentru o grădiniță. Pentru că înainte, când era mașină de asta manuală, era nevoie pentru două spălătorete. Dar acum, toți sunt două. Una reușește să facă munca atât timp cât demerge galea lui la muncă, că ai prin instanțe. Când îți două, demerge ce face? Ea încarcă mașina, dispălă mașina automat și apoi tot timpul. Stă pe și o privește pe olar sau răspoiește sau distribuie. Asta e munca ei. Grea muncă. Da, grea muncă. E cel mai ușor să mă pândească pe mine dacă ies afară și înșiră rufile, acolo sub tot acoperiș. Cred că asta e activitate civică, sunteți persoană publică și vă monitorizează, doar că depășește limitele. Da, eu trebuie să-i ofer agenda ei, să știu de ce m-a acuz, de ce am mers acolo, de ce n-am mers acolo, de ce n-am venit acolo. Apropo, de ce fac teatru, că eu sunt cu teatru, cu studii teatrale. Dar ce? Cum faceți teatru? Eu consider că, deci eu fac teatru, trebuie să vedem să cum face, pentru că... Dar cum îți vorbesc cu ea dacă m-a blocat? Depășești starea emoțională a mea atât de fragilă că nu mai suportă.